acest scurt video vă voi arăta cum să creați o diplomă sau o felicitare digitală pentru elevii voștri. Pentru aceasta vom folosi platforma gratuită Canva, astfel că în browser voi intra pe canva.com. Pentru a mă conecta, nu este nevoie să-mi creez un cont, ci pot folosi opțiunile de aici din stânga. Eu voi alege să mă conectez cu contul meu existent Google. Selectez adresa de e-mail cu care vreau să mă conectez. Și în câteva secunde sunt deja în Canva cu contul meu, vedeți aici în dreapta. Dacă vreți să lucrați și vă este mai ușor să lucrați în limba română, puteți face acest lucru. Mergeți în dreapta la rotiță, Account Settings, căutați Language și selectați Română. Apoi, pentru a salva modificările, apăsați Save Changes și vedeți că lucrăm acum în limba română. Mă întorc aici, pe Canva, în homepage și, cum am zis, vedeți aici secțiunea de search. Asta înseamnă că pot căuta ceea ce vreau eu să creez. O să mergem pe varianta simplă, așa că o să caut în engleză certificate pentru diploma. Voi primi aici mai multe variante, cele mai jucăușe potrivite pentru elevi, să zicem că ar fi aceasta. Sau alta pe care aș putea să o personalizez poate să fie aceasta. Așa că mă voi hotărâ la una, bineînțeles, voi vă puteți hotărâ la cea pe care o apreciați. Eu voi alege să lucrez pe acest model. Mi se deschide template-ul, diploma, pe care eu pot să o personalizez în funcție de clasa mea și de ceea ce am nevoie. Vedeți, dacă mergeți cu mouse-ul pe elementele din diplomă, toate acestea sunt editabile, asta înseamnă că le puteți modifica, să zicem, la un click distanță. Astfel că este important să știți că în partea din stânga aveți meniul cu care puteți să lucrați de instrumente. Aici aveți alte modele pe care le puteți folosi și în dreapta spațiul de lucru. Și să începem. O să modific prima dată acest text, dând dublu click pe el, selectându-l ca în orice alt document. Îl voi șterge și voi scrie certificat sau certificat de absolvire sau diplomă, o puteți numi. Our congratulations to, pot să spun felicitări, pot alege să traduc sau doar să scriu ceea ce îmi doresc eu pentru eficiență, voi alege să traduc. Felicitări către. Aici pot să scriu numele elevului meu și prenumele, să spunem Maria Popescu. Aici voi spune pentru încredere și perseverență. Este doar un exemplu. Class teacher, pot să mă trec pe mine, să zicem învățător. Dacă am șters ceva și nu voiam, pot să dau back pe săgetuța aceasta. Selectez numele și voi scrie Adeleca. Iar aici pot să scriu numele directorului. Zicem. Bun. După cum vedeți, și alte elemente pot fi editabile. Dacă aș vrea, de exemplu, să colorez acest măr, dau click pe element și observ aici culorile care îmi apar. Dacă apăs pe culoare,
în stânga mi se deschid numeroase alte opțiuni, să zicem roșu, observ că am selectat frunza, o să merg la verde, pe măr. Mărul este acesta alb, asta înseamnă că voi selecta roșu. Dacă vreau să schimb fundalul acestei diplome, pot selecta o altă culoare, să zicem verde crud. Observ aici, în stânga, că am o imagine pe care scrie Canva. Asta înseamnă că este un element contracost. Eu nu-l voi folosi, de aceea dau click pe el și apăs delete pentru a-mi dispărea de pe ecran. Bun, avem o primă diplomă pentru eleva mea, Maria Popescu, dar îmi doresc să fac pentru toată clasa, astfel că va fi foarte simplu folosind acest buton copiază pagina. Automat îmi apare o pagină identică în care eu voi schimba doar numele. Asta înseamnă că voi putea la un click distanță să personalizez pentru pentru toți elevii mei. Să zicem că facem o diplomă pentru Gabriel Din. Și dacă mă gândesc că aș putea poate să personalizez diploma știind ce culori preferă elevii mei. Să spunem că lui Gabriel îi place culoarea turcoaz, atunci aș putea să îi personalizez diploma astfel. La fel puteți să faceți pentru toți elevii apăsând copiază pagina. După ce ați realizat template-ul și sunteți mulțumiți de cum arată diplomele, este important să le salvați astfel încât să le puteți trimite elevilor voștri. Pentru o salvare, voi merge aici în partea din dreapta sus, aici la săgeată. Tip de fișier. Am opțiunea PNG, JPG și, bineînțeles, PDF. Eu voi alege să o salvez ca PNG gratuit, la o calitate înaltă, așa cum scrie și pe ecran. Și aici selectează paginile. Dacă vreau să salvez doar anumite pagini, voi putea face acest lucru. Dar pentru că eu am creat pentru toți elevii mei, voi lăsa opțiunea toate paginile și apăs descarcă. Mi se pregătește designul alături de un citat simpatic. Mi s-a deschis și un mesaj despre abonamentul Pro pe care îl voi închide și automat mi s-a deschis și unde am salvat diplomele. Voi da click pentru a vedea cum au ieșit. Iată, PNG-ul meu trebuie doar să îl trimit elevei Maria Popescu pe mijloacele voastre de comunicare, canalele de comunicare. Bun, voi închide această fereastră. Și am zis că vom putea crea și felicitări digitale. Foarte pe scurt să vă arăt cum caut. Las acest template pe care pot să-l vizitez și mai târziu. El poate fi găsit aici la toate designurile tale. Și am spus că voi încerca să creez și o felicitare digitală și atunci voi căuta greeting card. Puteți căuta și în română, dar găsiți rezultate mult mai relevante căutând în engleză. Aici găsiți câteva variante pe care, la fel, odată ce dați click, ele pot fi editate. Sper că v-a fost de ajutor acest tutorial și nu uitați mai multe activități care explică utilizarea
Instrumentelor digitale la clasă găsiți pe platforma îndreptardigital.ro.